Mișcarea populară are un viitor. Acum, sigur că sunteți în competiție pe dreapta, PDL, Mișcarea Populară, Alianța, da, și cine o mai fi pe acolo. Da, Mișcarea Populară, ce e cu ea? Deocamdată are un prezent, o să vedem dacă are și un viitor. Acolo sunt oameni de calitate, indiscutabil. În competiție o fi, nu cred că suntem dușmani. Un singur lucru aș zice. N-aș vrea ca dreapta să fie definită și prezentată publicului ca un monopol elitar. Adică, mai pe românește, că de dreapta pot fi numai educații și supereducații, intelectualii, urbanii, sofisticații, oamenii care petrec cel puțin o zi pe săptămână în centru vechi. Nu cred că e un punct bun de pornire. De ce? Pentru că cine își definește așa electoratul și simpatizanții nu face decât să readucă în societatea românească o diviziune de pe urma căruia am suferit foarte mult și mai suferim încă. Între urban-rural, educat-needucat, calificat-necalificat. Asta este o nenorocire care mănâncă România de 200 de ani, ruptura asta. O rolul dreptei e tocmai să-i pună capăt. Nouă ne trebuie, cred, și aici sper să fim toți de acord până la urmă, o dreaptă națională. Pentru că problemele României sunt până excelență naționale. Nu. Ce sunt înseamnă dreapta națională? O dreaptă națională în care să poți să regăsești oamenii indiferent de proveniență, de domiciliu, de profesie. Pe ce bază? Pe bază foarte simplă, există baza asta. Și anume, pe baza capacității de producători. Cu alte cuvinte, o dreaptă care să-i adune pe toți cei ce fac ceva cu mâna lor în folosul comunității în care trăiesc. Ultimul interviu, Traian Ungureanu, la ultimul interviu, spuneați așa... Acum ne cităm din interviu. Nu, spuneați, păi nu, încercăm da, așa. Să le legăm dacă... Le legăm. Bun. Dreapta are nevoie de un lider... Traian Băsescu e singurul lider al dreptei. Acum, PDL între timp l-a ales pe Vasile Blaga. Cine e liderul dreptei? Vasile Blaga este președinte de partid. Președintele Băsescu este un inspirator și o emblemă a dreptei în România. Tocmai asta vorbim de linia Băsescu. Traian Lucrurile Gurean, generic mișcă. Vorbind, cine e în clipa asta liderul dreptei? Fanionul, Pordrapelul, simbolul? Spuneți, vorbim în sinonime ca... Antonescu. Nu cred că avem, nu cred că avem acum un comandant al dreptei. Nici nu cred că avem nevoie în momentul ăsta de așa ceva. Nu mai e Traian Băsescu, comandantul. Nu, n-am spus că Traian Băsescu este exact ce a fost și ceea ce cred că ce? Și sper că o să rămână. Că este, cum am zis, emblema și inspiratorul dreptei. Pe de altă parte, va trebui să avem o forță politică, nu numai o emblemă, o forță politică dominantă a drepte în România. Un partid care, cu care dreapta să se poată într-adevăr ilustra și să se poată prezenta publicului și nu mai multe. Și nu o colecție de partide, partidulețe și mișcări. Pentru că orice fragmentare, deci lipsa nu a unui comandant, ci a unei forțe politice, nu va face decât să creeze pârtie socialismului uselist în România. Prin urmare, da, avem nevoie de o emblemă, avem nevoie și de un partid forță, un partid principal al dreptei în România. Eu cred că acest partid va fi PDL. Cu Vasile Blaga în frunte. Cu Vasile Blaga în frunte. Nu știu de ce s-a creat, adică știu de ce s-a creat această imagine. De ce s-a creat această imagine? Pentru că oamenii politici trăiesc prin media. Media face din ei ce vrea să facă. Da? Vasile Blaga avea o imagine acum un an. Da? De îndată ce a început competiția, pe multiple planuri, o parte a media a hotărât că Vasile Blaga trebuie discreditat public. E o mare greșeală și o mare nedreptate. Vasile Blaga e un om politic, totuși, aș zice eu, un om politic de curaj. A preluat un partid, încearcă să-l ducă mai departe, încearcă să... Și poate ne întrebați ce discutăm pe la partid. Încearcă să facă o clarificare de mesaj cu care să putem explica oamenilor, nu numai că suntem de dreapta, dar și ce putem face ca dreaptă. Și o să vă dau exemple. Tot vorbește toată lumea de dreapta. Pe mine mă nebunește lipsa noi de... Noi tot așteptăm, de pildă, noi ziariștii să faceți opoziție. Dar nu prea vedem. Așteptați
Păi stați cu ochii deschiși și uitați-vă. Și o să aveți ce vedea. Opoziție înseamnă moțiuni parlamentare. Înseamnă. Și ele sunt. Sunt ale PDL-ului, nu ale cuiva. Opoziție înseamnă intervenții publice, sunt. Că nu or fi cele mai strălucite. Asta e altă poveste. Le putem face mai bune și sper să le facem mai bine. Și asta mi se pare un mit. Sunt câteva mituri care circulă libere până oraș. Mitul blatului, da? N-am să înțeleg niciodată de ce anume ar fi făcut PDL-ul sau Vasile Blaga blat cu PSD-ul. Mie îmi scapă complet povestea asta. Care e câștigul? Da? Doi, că Vasile Blaga nu este un politician de... un luptător. Iar mi se pare un mit care umblă cu picioare puse. Așa că hai să lăsăm la o parte ecranul ăsta care e pus între noi și public. Până la urmă, suntem într-o situație rea, nu suntem într-un moment în care putem face jocuri de oglinzi. Până la urmă, răspunderea noastră e față de societate. Societatea românească e sub o amenințare extraordinară în momentul ăsta. Plouă cu impozite zi și noapte. Pe orice ușă intru, cu excepția guvernului, unde de altfel nu intru, dar dacă aș intra, cu orice, aproape pe orice ușă intru, găsesc oameni care îmi spun, ne-au impozitat. Ieri am vorbit cu personal navigant și de însoțire la Tarom. Ce au spus, după ce mi-au spus bună ziua, primul lucru pe care mi l-au spus, ce putem face? Ne-au pus 32% pe diurne, oamenii ăștia trăiesc în diurne. O ordonanță de urgență la care guvernul se pricepe foarte bine a stabilit în februarie că acești oameni trebuie să dea un impozit, să plătească un impozit de 32% din diurne, ceea ce i-a pus la pământ. Asta se întâmplă în România. Asta trebuie împiedicat. Revin, ce va face PDL-ul ca partid de dreapta? Nu declarații, nu filozofie, cum văd din păcate în alte părți. Un nou regim fiscal, scutirile de impozite abuzive, ușurința cu care poți înființa o firmă, non-birocratic, o intervenție masivă în sprijinul fermierilor și mai sunt și alte, dar există lucruri care trebuie făcute. Ultima întrebare, foarte pe scurt, Traian Ungureanu, tot despre viitorul dreptei. Urgența în perioada imediat următoare, spun mulți, e desemnarea candidatului la prezidențiale. A mai rămas un an și un pic. Da. Acest candidat încă nu s-a profilat. Cine se califică din PDL? Sau nu cine știu, se califică din dreapta? Asta nu decid eu. Păi nu, asta dar o să decidă, face o să un inventar decidă, de nume măcar. Habar n-am, asta cu numele deja mă irită. Păi am o listă cu... Așa se discută despre candidați. Vorbim despre niște nume. De acord, vorbim despre niște nume. Ce pot să spun este că PDL-ul va face o selecție. Când? Pe baza unui sistem de alegeri interne pe care îl vom anunța, cred, chiar mâine la Consiliul Național de Coordonare. Deci procesul a fost decis, va avea loc și după aia sigur că trebuie trecuți prin mecanismul ăsta oameni. Favoriți? Nu știu, mi-e greu să vin eu acum să dau nume. Eu l-aș pune pe Tăpălagă, dar nu merg de partid, de pildă. Și nu vrea să candideze niciodată la vreo funcție? Păi de ce publică? Nu se bagă în politică? Că e ziarist. Păi da, și ziaristul, e foarte interesant, ziaristul vrea să se bage în viața publică și dă note politicienilor, dar... Păi ăsta e rolul nu, lui, îi place să stea de acord, acolo. De acord, dar trebuie să poarte și răspunderi. Păi are destule. Când greșește, nu prea răspunde. Site-ului. Numele viitorului candidat când ar trebui să fie stabilit, pentru că stânga n-are problema asta. Eu acolo o aglomerație de candidați, chiar dacă aparent e doar unul singur. Stânga are o problemă, tocmai pentru că are candidații pe care prea are. Mulți. Și odată e îngrămădeală. Cine? Sorin Oprescu, Victor Ponta, Crin Antonescu, mai e cineva care ne scapă? Nu sau? Știu, asta nu când știu. O veni Ponta aici, dacă vrea să vorbească, dar da. Sunt deja mulți, se calcă pe picioare. Doi, de ce spun că sunt o problemă? Pentru că cu fiecare zi care trece, vor fi mai mult identificați cu regimul în care trăiesc toți românii, care e un regim de extorcare și de impozitare. Din păcate, trebuie să spun asta, cu fiecare zi care trece, economia românească se strâmtează, se micșorează și iese în afara circuitului. Bun, lăsăm la o parte blabla-ul cu Europa și deși nu e un blabla. Dar e din ce în ce mai greu de trăit în România. Așa că de asta avem o stânga are o problemă pentru că se prezintă cu o listă de complici. Și dreapta ce? Dreapta se va prezinta cu un candidat pe care îl va desemna cum zic, după o consultare. Nu știu cine va fi. Chiar nu știu.
Deci alegeri da. Interne în PDL. Alegeri interne în PDL. Când începe da. Procesul, când e estimat să se încheie? Să anunțe, președintele Blaga a anunțat deja că va face, că se va pune în mișcare acest mecanism. Datele, nu știu care vor fi, evident că nu-i mult timp. Trebuie făcută repede, nu putem să stăm 6 luni și... Ai spus, numai un an și... Un an și în politică e puțin.